Record după record înregistrat la Castelul Corvinilor din Hunedoara. În primul trimestru al acestui an s-a ajuns la aproape 30.000 de vizitatori aici. Comparativ cu anul 2022, când numărul celor care au ales să admire frumosul edificiu a fost de puțin peste 19.000. De asemenea, și în luna martie s-a mai înregistrat un record, fiind 15.000 de vizitatori, dublu față de aceeași perioadă a anului trecut. Pe parcursul primului trimestru am avut aproape 30.000 de vizitatori, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă comparând cu anul 2022, pentru că în anul precedent am înregistrat nu chiar 20.000 de vizitatori, mai precis 19.021. Iată că în acest an ne apropiem de 30.000, reprezintă o creștere semnificativă și care până la urmă vine din nou ca o confirmare că acest castel se află între principalele preferințe ale românilor și nu numai. În ceea ce privește potențiale recorduri, trebuie să menționez faptul că am avut cea mai aglomerată lună martie de când monitorizăm vizitatorii Castelului Corvinilor, cu un număr de aproape 15.000 de vizitatori care ne-au trecut pragul și care, din nou, comparându-ne doar cu anul trecut, înseamnă o dublare a numărului de vizitatori în această lună. Cea mai aglomerată zi din nou de când monitorizăm Castelul Corvinilor a fost în 2019, în luna august, în 15 august mai precis, când am avut 5.000 de vizitatori în Castelul Corvinilor, o zi într-adevăr memorabilă pentru noi și prin numărul mare de vizitatori, dar și datorită provocărilor la care a trebuit să facem față.